Petru Botezatul pictează oameni insoliți, atemporali, necunoscuți. Mulțimi de oameni care populează universul, dominați de ambiția de a umple orice spațiu, dar mai ales de a se metamorfoza, luând forme iluzorii, uneori hilare, alteori deconcertante, surprizând, șocând, încântând, halucinând deseori, în contrazicerea realității, a bunului mers al lucrurilor și a bunului simț, reconstruindu-și identitatea, valorificând de o manieră incredibilă sau pur creativă status quo-ul ființei umane. Lucrările lui sunt acte de comunicare vizuală, căci ele constituie ineluctabil deschideri inedite, viziuni nu lipsite de echivoc, totuși, ale unor lumi experimentale, ale unor societăți alcătuite din emanații umanoide în curs de evoluție, de preschimbare, tinzând întotdeauna către o nouă ipostază, către o reașezare formală, o recombinare provocatoare. Uneori, acești oameni, lipsiți de identitate, devin personaje. Alteori, rămân în planuri încețoșate, virtualități aspirând către o stare de ființă oarecare, de cele mai multe ori ambiguă. În unele instanțe se dedublează în căutarea unui alter ego, a unei noi aventuri într-o matrice predestinată. Această emigrare continuă, această fugă formală, atinge deseori, plastic vorbind, o tensiune disperată a tot ceea ce ocupă spațiul lucrărilor, tinzând să ne restituie vizual ipostaze dintr-un trecut sau viitor încă nediferențiate, care nu sunt mai puțin reale, căutând să se înlocuiască cu ceea ce n-au fost încă, evoluând către alte faze de agregare, stări de zădărnicie, de incongruitate sau recompunere. Petru Botezatul pictează oameni. Aceștia sunt arhetipurile sale formale. Creația, în cazul artistului Botezatul, rămâne pur intuitivă. Ea este o ascultare calmă, chiar inocentă, dizinvoltă, a ceea ce se autoinvită să se înființeze ori să-și ocupe locul pe pânzele sau desenele sale, excluzând deseori premeditarea, concentrarea, siluirea formelor, obiectelor, ființelor, scenelor, etc., excluzând un scenariu preconceput, refuzând compunerea lucrărilor sale de o extraordinară complexitate, potrivit dictatului unui forum suprem. El lasă spațiul pânzei larg deschis oricăror invadări de forme și ființe din neant, ca un receptor docil, organizându-l doar, preluând logistica plastică, repartizând culorile și ordinele de mărime sau importanță, preocupat în cel mai înalt grad de compoziție, în totalitatea semnificațiilor sale simfonice. Ai crede că opera de creație plastică cedează unei orchestrări din perspectiva căreia Petru Botezatul, creator, regizor, maestru, făuritor, concepe și exprimă o nouă suprarealitate a văzutelor și nevăzutelor printr-o decisivă alchimie plastică. Odată instalate în cadrul pânzei sau panoului, de parcă ar mai avea vreo importanță, imaginile ce se prefigurează încep să-și impună propriile avataruri. Capătă drept de cetate în lucrarea respectivă, se legitimează în forme ce ignoră realitatea imediat reconoscibilă, tinzând mai degrabă către un domeniu fantasmagoric
ce pare doar provizoriu, gata să evolueze imediat spre noi forme, recunoscând instabilitatea generică a materiei, a energiilor, a existenței. Și totuși, în acest complicat proces metafizic, artistul ne face să persistăm într-o enigmă colosală, într-o mare nesiguranță, făcând imposibil răspunsul la întrebarea dacă noi imităm natura, ori natura se conformează patternurilor noastre imaginative, urmând intuitiv formațiunile minții noastre. Este mai mult decât fascinant cum se dezvoltă totul doar ca urmare a unui exercițiu de pensulă, cum acel mic smoc acătuit din câteva fire de păr de porc, de veveriță sau de bursuc, atât de derizoriu la urma urmei, contribuie cu o reală spectaculozitate, cu mișcări repetate, prin adăugări și suprapuneri de tușe și vopsele, la crearea unei opere atât de ample, atât de complexe, atât de distante în același timp față de propria lor materialitate. Autorul instituie discreționar lumina, formele, invențiile, simbolurile sale, concepând o nouă armonie într-un haos imprevizibil. Așadar, Petru Botezatu pictează oameni, sau, cel puțin, așa pare. Uneori magnifici, alteori sub forma unor mulțimi consternante, nuzi, neterminați, supraîncărcați cu atribute nemai văzute, în costumații fanteziste, alteori în basorelief, poliți cu aur, profitând de oarecare tridimensionalitate. Lumea introdusă este deseori exprimată în caratele strălucitoare ale aurului, la care recurge dintr-o necesitate de elocvență pictorială. Aglomerarea de oameni și de elemente este deseori metoda sa plastică predilectă. Artistul surprinde astfel atenția întrebătoare a minții, anticipând contradicția indusă la fiecare pas de logica suprarealistă a relațiilor interioare, așteptându-se ca în dosul percepției de suprafață, supra-solicitate, să se instaleze nu neapărat o înțelegere logică, ci doar o stare, un sentiment. Pictorul scoate la vedere tot ceea ce n-am fi putut privi niciodată în față. El creează insule privilegiate ale unor noi sinteze, plimbându-ne pe sub ochi complicatele suburbii ale unei minți determinate să răscolească și să învie spectrul unor spiritualități compozite în virtualități paralele, distante și concomitente în același timp. Coexistând toată viața în mijlocul unor vaste mulțimi de artiști, Botezatu își păstrează o unicitate spectaculoasă, neasemuindu-se cu nimeni, fără niciun fel de emulații, împătimit în revizitarea ființelor care locuiesc lumea aceasta sau altele asemenea. El nu sfidează logica, o rațiune, ci doar propune alternative dintr-o imaginație fabuloasă. Nu inconștientul lui furnizează subiectele, nu un exhibiționism excentric se află în dosul creațiilor sale. Compozițiile sale nu sunt nici mitologice, nici religioase, nici narrative, deși pare astfel. Narațiunea nu este impusă, ci se desfășoară și ea după aceeași lege care guvernează creația artistului, și anume a libertății depline. Personajele pe care le înfățișează artistul în vastul său expozeu răstălmăcesc formatul uman,
asumându-și devieri spectaculoase, impunând o fabuloasă reconfigurare. Botezatul apare deseori preocupat să întocmească dosarul detaliat al oricărei transcendențe prezente ca o înclinație prevalentă a subiectelor sale. Artistul nu pare să-și decline autoritatea în nicio fază a lucrărilor sale. El, exercitându-și permanent controlul, ordonând cu minuțiozitate raporturile dintre elemente, precizând statutul celor mai multe dintre noile ființe create, căutându-le atent și dezinvolt în același timp legitățile și sensurile cu o fantezie fără margini. Este greu de închipuit că toate aceste apariții se datorează doar jocului plastic pus la cale de mintea unui singur om. Este o voluptate nemărginită a închipuirii și, în evoluția lor, aceste compoziții intră într-un joc asemănător celui cu mărgelele de sticlă a lui Hermann Hesse. Artistul pare să se fi împăcat din capul locului cu predestinarea utopică a picturilor sale. Ele se pot deseori interpreta ca exorcisme imaginare și complexe, ori ca viziuni capabile să-i asigure artistului o evadare din realitatea imediată. Ele sunt mereu noi alternative la lumea sa înconjurătoare, la realul său fatal, în care a rămas prizonier dintr-o îndepărtată copilărie și tinerețe, tutelate de instaurarea și consolidarea comunismului, la marginea unei societăți respingătoare, într-un autoexil continuu, obsesiv. Uneori, se poate crede că lucrările lui Petru Botezatu propun paliative, lumi fantaste, improvizații, viseri prelungite dincolo de spațiul nopții, fixate provizoriu în plasma pictorială. Am putea crede că picturile lui Petru Botezatu pot fi văzute ca sedii personale ale catarsisului. E doar o propunere. Poate că sunt mai degrabă cuceriri ale unor noi viziuni, ale unor înfăptuiri vizibile ce decurg dintr-o imaginație universală, cuceriri triumfale ale unor tărâmuri compensatoare, jubilații instituite tocmai de procesul de creație. Poate de aceea sunt atât de singulare, atât de personale și de incomparabile. Dacă luăm în considerare vastitatea operei acestui artist care, în paralel, a realizat în timpurile contemporane, aproximativ între 1980 și 2016, o operă sacră de proporții colosale, cu mult mai vastă decât pictura murală a maieștrilor din secolele bizantine ori renascentiste, când frescele din biserici și catedrale reprezentau marea pictură a lumii, opera laică a artistului, lucrările sale de șevalet, fie pe pânză, fie pe panouri, ori hârtie, devin o incontestabilă dovadă că Petru Botezatu ființează în lumi paralele, funcționând după metafizici diferite, chiar dacă, pentru aceasta, apelând la autorități și instanțe superioare în virtutea unor relații personale, își procură derogări serioase de la mai toate regulamentele sau legile pământești, contestând mereu gravitația, distorsionând regnurile, reconstruind materia după bunul său plac. Nu poți înainta prin acest spectacol de pictură creat de Botezatu folosind logica, ori o conduită simplistă, în aceeași stare în care îți urmezi viața de zi cu zi, iei autobuzul, te duci la lucru, îți consumi hrana și sexul,
revenind cu creierul spălat de televiziune sau mass media în marasmul nopții. A ne confunda în suprarealitatea botezatusciană e o experiență absolut unică. Ea nu se revendică din niciun vis, din niciun inconștient excitat de droguri ori din vreo stare de paranoia autoindusă. Operele sale par încifrate, codificate, detaliate și hotărâte să fie unice și inconfundabile. Concepția lor este migăloasă, fără nicio concesie făcută facilului. Complexitatea lor compozițională și estetică devine rodul ciudat al unui tip de iconoclasm pe care artistul îl practică contra lui însuși, îngăduind dezmățul manifest al unor astfel de lucrări originale, greu deplasat în genuri ori stiluri de artă cunoscute, accentuând particularități și elemente distinctive care lovesc demolator în opera sacră sau laică realizată după modele și precepte consacrate. Iconoclasmul său particularizat conduce în mod subtil la anularea unei mari părți din orice fel de pictură precedentă. Dacă nu anulează statutul, cum se cade, al unei forme deja omologate în conștiința lumii, schimbă măcar retorica a ceea ce pictează, deviază prin punerea diferită în pagină, prin asocierea ori disocierea elementelor cu reluări și reformulări metafizice. Opera sa este noul mare muzeu de curiozități. Opera sa este o nouă colecție de rarități ale imaginarului. Opera sa este imaginaria.